Pentru început câteva vorbe despre meci. A fost un meci de mare luptă, în care ei au gestionat puțin mai bine situațiile importante. Atâta tot. N-am ce să fac altceva decât să felicit echipa pentru felul cum a jucat. Este păcat că trec etapele și noi jucăm bine și nu obținem puncte. Din păcate, asta e situația. Altă soluție nu avem decât să încercăm să ne antrenăm mai bine de atât și să avem grijă la micile detalii pentru ca în viitor să putem obține și puncte. Ce crezi că v-a lipsit astăzi să luați un punct aici la Bacău? Și un pic de noroc, și un pic de atenție la finalizare și cam atât. Până la urmă a fost un meci de handbal în care au jucat două echipe din punctul meu de vedere la un nivel foarte bun și cam la egalitate. Atâta că au fost un pic mai atenți. Ați crezut totuși foarte mult într-un egal atunci când reușea să marcați foarte repede atunci pe final? Am sperat tot timpul că reușim să întoarcem meciul. De-aia am și schimbat sistemul de apărare, de-aia am ieșit și puțin avansat. Tot timpul am încercat să găsim soluții să trecem peste ei sau să egalăm. Dar, din păcate, ei nu au ratat și asta a fost. În primul rând, felicitări echipei din Bacău pentru victorie. Nu pot să spun decât că suntem puțin dezamăgiți și supărați pentru rezultat, pentru că în teren am simțit că putem lua puncte aici, însă, din păcate, gestionarea anumitor momente și faze a făcut diferența în seara asta. Nu rămâne decât să mergem acasă, să ne liniștim și să pregătim în continuare ce avem de făcut, pentru că mai e campionatul lung. Crezi că i-ați surprins cu ceva pe cei din Bacău? Eu zic că am pregătit meciul de suficient de bine încât să le punem, după cum s-a văzut, ne-am pus destule probleme. Meciul a fost pregătit foarte bine și nici ei nu ne-au surprins pe noi. Dar, am spus, diferența s-a făcut la detalii și probabil pe alocuri la situațiile unul la unul cu portarul advers.